Salutare, numele este Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem un Q&A. Oameni buni, vă rog frumos să vă abțineți comentariile negative asupra mea, pentru că fac un Q&A cu un singur motiv. Pentru că nu am idei. Nu, mint, pentru două motive. Pentru că n-am mai făcut unul de foarte mult timp. Adică, duceți-vă la mine pe canal și uitați-vă când am filmat ultima dată un Q&A. Plus că prin felul acesta puteți să participați și voi la videoclipuri. V-am întrebat la mine pe Instagram și dacă nu știți Instagram-ul meu, este acesta, v-aș ruga frumos să-mi dați un follow. Deci haideți să răspundem la câteva întrebări. Câte perechi de papuci ai în casă? Încerc să văd dacă mai am alte perechi de papuci în camera mea. Sincer să fiu, nu știu câte perechi de papuci am, dar ăștia-s preferații mei. Când o să-ți faci și tu o gagică? Dar cine a zis că n-am o gagică? De ce nu ești foarte activ pe YouTube? Cred că glumești, în ultimul timp chiar am rupt cu canalul de vlog. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat la ultimele mele clipuri. S-au strâns peste 50.000 de like-uri. Vizualizări cu Duyumu, vă mulțumesc foarte mult. Probabil te referi la activitatea aia pe care o aveam acum mult timp când postam pe canalul de gaming. E o diferență când postez pe canalul de gaming și când postez pe canalul de vlog. Acolo, la gaming, îți permiți să postezi maxim două clipuri pe zi sau unul dacă ești leneș. Dar la vlog, în schimb, la vlog este total altceva. Și acum probabil mulți de voi îmi spuneți: dar de ce nu mai faci gaming? Nu e pentru că m-am lăsat sau ceva de genul, doar că sunt perioade când am chef să filmez vlog și când am chef să mă joc la calculator. Nici de foarte, foarte mult timp nu prea m-am mai jucat pe calculator, ceea ce e un lucru bun. Sau cine știe. La 18 ani o să vă mutați în București. Chiar nu știu, foarte, foarte multe persoane până și din viața reală ne întreabă lucrul acesta. Și eu nu știu cum să le răspund. Adică îmi place foarte, foarte mult la Constanța, îmi place foarte mult la București, dar viața în București, să trăiești acolo. Am auzit păreri și din stânga și din dreapta acum că da, e mult, mult, mult mai bine să te muți în București. Nu, eu vreau să scap din orașul ăsta mizerabil, deci nu știu ce să cred. Când o să crezi și o să fie momentul potrivit, o să-mi dau seama ce trebuie să fac. Ați avut crush pe aceeași fată, tu și Duțu? Da, dar nu de curând. Faza este, nu știu dacă asta este pentru toți gemenii sau pentru frați, dar eu cu Duțu până la vârsta de 14 ani, 13 ani am plăcut de aceleași fete. Adică nu știu cum ne nimeream noi fix aceeași fată. Probabil pentru că avem aceleași gusturi. Nu e nimic ciudat aici. Dar cam de la 14 ani s-au schimbat anumite gusturi. De ce ai pe perete două butoane de 1 milion de abonați? Păi unul este cu Vlad Munteanu și unul este cu Frații Munteanu. Poate vă întrebați, ce canal se numește Frații Munteanu? Păi niciunul. A fost un bug de la YouTube, când YouTube-ul vrea să-ți trimită un buton acasă, îți trimite o notificare din YouTube. Apasă aici, felicitări, ce nume vrei să fie pe buton. Și lui Duțu i-a apărut notificarea aia de două ori. Nu, mint. I-a apărut o singură dată notificarea aia și la petrecerea noastră de 1 milion ne-au adus cei de la Google un buton. Și pentru că ne-au adus la petrecerea noastră cei de la Google un buton, nu s-a anulat notificarea aia din YouTube. Deci de-aia avem două butoane. Ai fugit vreodată de acasă? Eu da. Nu, și mă bucur că nu am fost nevoit să fac lucrul acesta. Nu știu, mi se pare că când fugi de acasă deja este dintr-un motiv destul de grav sau e tensiunea atât de mare acasă încât vrei să pleci. Nu am avut astfel de dorințe de a pleca de acasă, de a nu mă mai întoarce. Pentru că ai zis tu acolo că tu da. Sper că a fost mai mult ca o joacă, nu a fost ca ceva serios, pentru că crede-mă, nicăieri nu e mai bine decât acasă. Today she fell asleep in my arms, da, cute. Doar nu vom fi deschis. Ai făcut sex înainte de 18 ani? Da, majoritatea adolescenților își încep viața sexuală din liceu. Nu încurajez pe nimeni să facă lucrul acesta, doar dacă te simți pregătit, fă-o. Dacă vreți să fac un clip special cu story time-ul dezvirginării mele, apăsați pe butonul de like la acest videoclip să văd câte like-uri se pot strânge. Dacă se strâng puține like-uri, o să evit subiectul acesta. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, ăsta este Instagram-ul meu. Am o surpriză mare, mare de tot pe Instagram, deci mergi să-mi.